Te-ai confruntat vreodată cu situația în care degetul de la mână nu se mișcă așa cum ar trebui? Poate ai auzit termenul de trigger finger sau deget blocat. Hai să-ți explic ce înseamnă asta. Imaginează-ți că fiecare deget are un cablu numit tendon care leagă degetul de mușchii antebrațului. Acest cablu trece printr-o serie de tuneluri strâmte, susținute de bretele numite scribeți. Când tendonul se îngroașă, din cauza inflamației, microtraumelor, schimbărilor hormonale sau altor factori, el nu mai poate aluneca lin prin aceste tuneluri. În cele din urmă, pe tendon se poate forma un nodul. Problema apare când acest nodul se blochează într-unul dintre scripeți, cel mai adesea în scripetele A1, situat la baza degetului. Acesta este momentul în care degetul rămâne blocat. La Vita Clinic tratăm frecvent această afecțiune folosind o tehnică minim-invazivă. Intervenția chirurgicală este scurtă, rezultatele sunt imediate, iar recuperarea este rapidă. Degetul își reia funcția normală și vei putea mișca din nou mâna chiar după intervenție. Dacă te confrunți cu această problemă sau ai întrebări, nu ezita să ne contactezi. Împreună putem asigura sănătatea mâinilor tale.